Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am regăsit la Publica Report. Astăzi este Vinerea Mare, cunoscută și ca Vinerea Seacă a Paștelui sau Vinerea Patimilor. Este zi de tăcere, meditație și de mare doliu pentru creștini, pentru că în această zi Hristos a fost răstignit și a murit pe cruce pentru mântuirea omenirii. Astăzi se ține post sever, nu se bea și nu se mănâncă nimic până când din biserică este scos Sfântul Aer sau Sfântul Epitaf, o bucată de pânză pe care este zugrăvită pogorârea în mormânt a Mântuitorului. Bisericile nu oficiază Sfânta Liturghie în Vinerea Mare. În schimb, seara este cântat prohodul și este înconjurată biserica, iar după procesiune, pânza simbolică este așezată pe masa altarului, unde rămâne până la înălțare. La sfârșitul slujbei, preotul împarte florile aduse de femei și copii, considerate a fi bune de leac. În această zi de vineri, gospodinele nu cos, nu spală rufe, nu coc pâine sau altceva, este interzisă sacrificarea păsărilor și animalelor. Se spune că dacă plouă în Vinerea Mare, atunci anul va fi rodnic. Discutăm despre această sărbătoare sfântă cu Părintele Ioan Ciuntu, parohul Catedralei Sfânta Teodora și de la Sihla, și Mariana Cocieru, cercetător științific, sectorul de folclor din cadrul Institutului de Filologie, la Academie de Științe. Bună ziua și bine ați venit la noi! Haideți să ne referim pentru început la semnificația acestei zile și ar fi bine să ne referim anume la ceea ce înseamnă această zi înaintea Paștelui. Părinte! Păi telegrafic bine le-ați punctat toate rând pe rând și e adevărat că această zi este, nu doar cum mai spunem noi, că semnificativă, că e o zi istorică, pentru că nu e vorba doar de un eveniment istoric. Este de fapt tot ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, s-a reflectat pentru viața și pentru ceea ce suntem noi astăzi cu dumneavoastră. Este o mare transformare în această trecere, pentru că de aici este piatra nu de poticnire, care schimbă unghiul, și de aici noi de fapt venim în calitate de creștini. Vinerea a fost cea zguduitoare și care este nu doar o amintire, cum în multele cazuri noi ne amintim de Vinerea Mare, este trăire și retrăire. Deci 2000 de ani de la Mântuitorul încoace, ce s-a întâmplat acolo în preajma ucenicilor, apoi rând pe rând, an de an, până la noi de la anul 33, străpărinții noștri, părinții noștri, noi, urmașii noștri, în acest lanț, cu aceste energii, cu aceste trăiri, se multiplică și se amplifică, deci, evenimentul zguduitor a răstignirii Mântuitorului Hristos. Ce nu ar trebui să ne scape din vedere în această zi, atunci când ne gândim la semnificația acestei zile de vineri? De fapt, ce ați pomenit anterior și dumneavoastră. Este important ca ziua de astăzi, noi, una, să ne întoarcem la cele întâmplate, la evenimentul respectiv, care este, nu-i chiar corect spus, dar evenimentul. Cele întâmplate, de faptul că ziua aceasta ea trebuie trăită cu o, nu numai o cumsecădenie, nu doar cu o cumințenie, ci cu o rugăciune și o participare, pentru că noi, așa se întâmplă că intrăm în pregătirile sărbătorii și punem accentul iarăși pe alimentele, curățenia în casă, la îmbrăcăminte, etc., care sunt necesare, indiscutabil. Dar Părinte, noi, astăzi este ziua mai importantă pentru suflet și mai puțin pentru alte lucruri. Asta este și e bine prin ceea ce face și dumneavoastră ca să conștientizeze că nu totdeauna biserica poate să ajungă în casele tuturor creștinilor, iar televiziunea permite acest lucru și ca participarea la evenimentul Epitafului, ați vorbit astăzi, sau în poporție mai spune Sfântul Aer. Scoaterea Epitafului în biserică, deci este o parte acestei slujbe cu un conjorul și este prohodul. Partea cea mai importantă, de fapt, din această seară. Da, și prohodul, și prohodul Mântuitorului Hristos. Acestea sunt evenimentele a fierberii, cele mai importante, aici unde
s-a frânt pâinea vieții și aici, în această noapte, s-a scurs sângele nevinovat, dar care de aici încolo este spălarea păcatelor și este cupa, este paharul din care otrava a gustat Mântuitorul, de fapt, care este otrava păcatelor acelei lumi și a greșelilor vieții noastre de toate zile. Da, e foarte interesant și totodată paradoxală, iată, această denumire a vinerii. Vinerea patimilor și totodată vinerea mare, sărbătoarea în care noi am înțeles că pentru omenire Hristos s-a jertvit. Ea, de fapt, ea nu este sărbătoare. Dar ce este? Noi, în general, femeile în vârstă spun că este sărbătoare foarte mare astăzi. Ea este partea ceea ce s-a întâmplat și când cineva la noi decedează în familie. Noi nu ne bucurăm, bineînțeles. Noi nu ne bucurăm. Cineva a fost ucis, a fost puțin în accident. De la lucrul acesta ce? E sărbătoare mare în familie. Nu, este e o motiv tragedie. De tristețe. Exact. E o tristețe mare. Este o zi de o mare tristețe. Sărbătoarea o lăsăm ceva mai târziu. Deci sărbătoarea, de fapt, va fi la înălțare? Ești la îmbrăcămintea cernită. Aici este evenimentul acesta de durere. De durere care a avut-o Mântuitorul, care a avut-o Maica Domnului preajmă. Ucenicul Ioan care și-a luat misiunea de fiu a Maicii Domnului. Deci sărbătoarea, deci noi în multele cazuri ajungem și zicem că ce înstim, iată și tăierea capului Sfântului Botezător. Și noi sărbătorim. Ce sărbătorim? Tăierea capului Sfântului Ioan? Acesta e o zi tristă, e o zi de doliu, de durere. O cinstim, o respectăm, o comemorăm. Dar nu este ziua de sărbătoare când noi de acum trecem la mese, care este greșit. Deci, așa deduc, este o zi de doliu acum pentru creștinătate, pentru doliu. Că a fost răstignit Hristos. Și încă un lucru, ceea ce spuneați dumneavoastră, că este o sărbătoare. Vreau să vă spun că, de fapt, această săptămână ea nici nu era numită înainte săptămâna patimilor. Dar cum era? Era numită săptămâna Paștilor. În primele secole, la început. După aceea, pentru că mai puțin era cinstită și joia, joia mare. În special, patimile. În ziua vinerii se punea accentul. Deci se punea accentul pe această zi, vinerea patimilor. Trec la doamna Cocieru, pentru că aici e curios să înțelegem cum stăm aici, în Republica Moldova, în legătură cu respectarea acestor tradiții și lucruri care țin, valori sfinte, care țin de această zi, Vinerea Neagră. Deci tradițiile noastre populare, de fapt, reflectă și ceea ce ține de tradiția creștinească. Se respectă peste tot? Se respectă din măsura... Evident că există și niște superstiții la capitolul acesta, dar până oricum, la superstiții, anume, ce respectă oamenii în această zi? Ce este caracteristic? În primul rând, respectă postul ăsta negru. Evident că pentru cei care sunt bolnavi se permite doar apă și părintele știe și se zice lucrul acesta în putem predici. Să amintim, deci nu se mănâncă, nu se bea, pentru că este post sever, post negru. Da, pentru că și se crede că această zi, în primul rând, că reflectă și, de fapt, e o retrăire a tuturor patimilor pe care le-a avut Domnul nostru Iisus Hristos. Mai e și un moment, așa cum a zis și părintele, un moment de consemnare și de... eu știu, de contopire a omului cu ființa divină sau de a trece prin toate ceea ce a trecut Domnul deci, nostru de asta Hristos e și ziua tăcerii, tristeții, a meditației, așa cum a spus și părintele. Da. Mai departe, ce ar trebui să mai facem? Ce este caracteristic în toate activitățile noastre din această zi? Chiar dacă în lucrările noastre etnofolclorice mai găsim și permisiunea de a se coace pască, deși asta este interzis pentru că se face doar în joi, da. În unele cazuri când nu reușesc, gospodinile mai fac sâmbătă, dar totuși joi este ziua care este dedicată acestei... adică anume facerii pâinii, a păștii sau cozonacului.
Altceva e că ouăle roșii, de fapt, lumea zice că toți se vopsesc sau se colorează în ziua de joi, Joia Mare. Când nu reușesc, le colorează și vineri, dar asta este totuși interzis, pentru că asta simbolizează totuși răstignirea Domnului Iisus Hristos. Ca atare, activitățile noastre se reduc practic la zero. Da. Și cele sufletești, cele morale, ele primează astăzi. Da, deci asta e. Toate pregătirile pentru Paști s-au terminat ieri. Mâine ultimele retușuri în sâmbătă dinaintea Paștelui. De obicei mâncărurile astea care se alterează, să zicem așa, sau lumea mai vopsește ouăle și chiar sâmbătă, pentru că știți care este natura lor fragilă de a se păstra și mai fac și sâmbătă. Nu se coase, nu se țese, nu se asta, pentru că nu se coace. De ce? Pentru că în popor se crede că se ard mâinile Maicii Domnului. Deci, adică dacă faci lucrul acesta, da. Dacă umpli borș, înseamnă că se scaldă necuratul în ea. Nu știu dacă există în credința religioasă, zic așa, lucrul acesta, dar în popor se crede lucrurile astea. Nu se coase pentru că poți să urbești sau nu se țese și nu se nu se împletește sau mai lucruri din felul ăsta, pentru că pot să fii purtată de Sfânta Vinere sau blestemată sau pedepsită într-un fel anume. Deci asta e specific femeilor. Acum ce ce ține de bărbați? Bărbații nu au voie să intre în gospodării în sensul, în arătură, pentru că vor rămâne seci, adică nu vor rodi. Asta se cere și nici în vie nu se poate să intre, pentru că același lucru. Deci, practic, și munca bărbaților în această zi se reduce la zero. Este dedicat, așa cum a zis și părintele, proslăvirii sau prohodului, slujbei denilor de prohodului. Da, deci toată lumea se duce la biserică ca să participe la slujba aceasta de scoatere a Sfântului Aer, că la noi, la țară, se zice așa. Și așa cum am spus și mai devreme, este o zi liturgică, în schimb, seara acest prohod este foarte important și se face după anumite procesiuni considerate sfinte, chiar foarte importante, la altar, cum se duce pânza, iar rămâne până în ziua înălțării, da, părinte? Aici e foarte interesant, chiar și prohodul în jurul bisericii, da, de trei ori este înconjurată biserica cu pânza aceea simbolică. Povestiți-ne aici mai multe. Da, da. Este partea aceea importantă, pentru că pânza, deci, pentru noi nu este doar o neframă sau un obiect oarecare, că s-a vopsit și s-a așezat în biserică. În bisericele creștine și în special bisericele vechi, mormântul Mântuitorului este un sicriu în toată înălțimea, toată lungimea, aurit, sculptat, și noi le găsim, întâlnim în bună parte din biserici, unde cu evlavie și cu cinste deosebită, acolo unde se păstrează deci epitaful și pe parcursul anului, unde se așează și Sfânta Evanghelie, care rămâne așa intactă, nemișcată acolo până la ziua respectivă. Vorbeați de ziua strictă, că cernită și fără cu post strict. De fapt, este o mică paranteză, că se dezleagă la trei masline, ni se spune. Adică? Adică trei masline, bineînțeles, nu mai ții atât de sătut, iar dacă ne ghiți cu tot cu sâmbăre. Da. Dar cred că lucrul acesta vine de la faptul 1. M-am gândit și eu de multe ori, cei cu trei masline. Una este vorba de grădina Ghepsimanului, în care s-a rugat Mântuitorul Hristos, și e grădina maslinilor. Și doi, de ce trei masline? Anume de Sfintei Trăimi. Vedeți că noi, permanent, cifra 3 este foarte semnificativă în viața bisericii și Sfinte Dumnezeule, dacă se cântă, se cântă de 3 ori și multe alte momente. Da, vorbim și ceea ce ați pomenit și în cojorul bisericii, în numele Sfintei Trăimi. E tot de 3 ori, da? Da, pentru fiecare Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, pentru fiecare dată în crustătură este un cer care are o unitate cu amplitudine și cu o legătură și care fiecare își găsește locul său în această unitate triplă. Și bineînțeles că este foarte important, chiar și la seara de înviere, care ar însemna această trecere, pentru că noi când vorbim de Paște, spunem Paștele, de fapt este, unii zic că
de la evrei vine numirea de Paște. Dar de fapt este numirea evreilor sau Paștele evreilor. Dar de fapt ele și evreii l-au împrumutat, că este un cuvânt egiptean care vorbește de trecerea prin Marea Roșie. Și, și în memoria tuturor, sau să zicem, ce au avut ei de suferit. Ce au avut ei, trecerea prin Marea Roșie, de salvarea de faraon, de robia, așa, da, de robie, de la egiptenilor. Aici este momentul important, alții zic că este o copiere a bisericii creștine. Nu este adevărat, este o coincidență, pentru că, iată aici, dacă în viață zicem că multe lucruri nu au coincidență, aici este o coincidență doar, pentru că ziua de sâmbătă, spune și Sfânta Evanghelică, și ziua acea sâmbătă era mare. Și au rugat atunci acasă la celor coți care au fost să răstigniți pe stânga și pe dreapta, tuturor să se spargă fluierele. Pentru ce? Să se scurgă sângele și se ridice de pe cruce ca să nu rămână spânzurați pentru ziua mare importantă a Paștelui evreiesc. Și la ceilalți doi le-a spart fluierele. Iar venind la Mântuitorul, văzându-l că și-a dat sufletul, unul din ostași cu sulița i-a zdrobit prin coastă. Dar altceva este că, așa cum ne spune și Sfânta sau ca să se împlinească Scriptura, că niciun os nu se va vătăma din trupul său. Adică, da, a curs sânge și apă, dar comparativ cu ceilalți doi, a rămas deci, cu fizic sau cu trupul, mai bine zis. Anul 33 este unic an de la nașterea Mântuitorului, unde Paștele este de fapt coincide cu Paștele evreilor. Sâmbăta și învierea Mântuitorului de sâmbătă spre duminică, iar de aici încolo, permanent, va fi această distanță pentru păcatele fără de legile și care nu poate să se amestece blestemul, ura, scuipările, loviturile și răstignirea și toate cele săvârșite, pentru că la un moment dat, pe la ce a zis? Când a zis că este nevinovat, este nevinovat. Trec, mă strădu și eu așa, da, să mergă iute prin... La care dânsul și-a zis că nu, pe Baraba să le libereze, că așa le era în drept, unul să le libereze. Și aici este momentul important, că dânsul, de aici noi avem o zicătoare care spunem că, uite, s-a dus, a vorbit cu el, dar la urmă s-a spălat pe mâini și a plecat. Da, da. Aha, cunoaște. Uitați-vă, da, că Pilat a zis, ăsta este sânge nevinovat, Dumnezeu. Eu mă spăl pe mâini, că înseamnă în fața dânșilor, și sângele acesta e pe mâinile voastre, e pe conștiința voastră. Și dânșii au zis, da, el să fie pe conștiința noastră, pe mâinile noastre, copiii și urmașii noștri. Și aici ei și-au luat blestemul și și-au asumat această ce au strigat ei acolo, acest păcat mare pe seama dânșilor, și de aici este această distanță care noi respectăm poporul evreiesc, etc. Dar cele ce s-au întâmplat, că pentru, până aici a fost dată, deci ei au fost poporul cel ales. Dar de aici aria se mărește pe toate meridianele pământului, pentru că deci vine o ieră nouă când Mântuitorul prin învierea sa ne aduce tuturor mântuire. Mai putem duce seara lumânări până acasă aprinse, da? Da, după această, după prohodul din această seară la biserică. De ce acest lucru e bine să-l facem? Mai ales femeile în vârstă, cele, de exemplu, bunica mea ținea lumânarea până acasă, dar o păstra. Și nu mai țin minte pentru ce. Pentru grindină. Și aici haideți să lămurim. Da. În primul rând am mai vrut să mai precizez niște lucruri, că în același popor, da, da, deci la noi, la români, există o tradiție că trebuie să treci de 3 ori pe sub Sfântul Aer pentru a nu avea boli de șale, de spate și de a nu te durea capul. Lumea își mai șterge, da, foarte interesant. Așa. Da, lumea își mai șterge cu o batistă Sfântul Aer, da, și la ochi, ca să nu să aibă vederea bună, adică să nu bolească. În deosebi fetițele aduc
flori pe care le iau acasă pentru a se căsători. La biserică și apoi acasă. Da, da. Deci după ce are loc tot prohodul ăsta și seara când merg deja acasă, și iau florile pentru a se căsători mai degrabă. Se mai zice că atât tinerii băieți, adică flăcăi, cât și fetele mari țin postul ăsta negru strict pentru a se căsători reușit sau avea un soț sau o soție frumoasă, să zicem așa. Astea din tradițiile folclorice. După care, când vin acasă, se zice că focul acesta este focul viu, așa. Deci mamele sau bătrânele, când vin acasă cu acest foc, într-adevăr se străduie să nu se stingă, pentru că dacă se stinge, se consideră un lucru nefast, adică nu o să-ți meargă anul acesta sau se va întâmpla vreo nenorocire. Ajungând acasă... Cum s-o duci? Ca să rămână așa aprinsă. Lumea acum mai face, s-au mai modernizat lucrurile și o pun într-o candeluță de asta astupată. Acoperită. Și, da, acoperită și o aduc acasă, adică intactă. Uh-huh. Fac cruce în patru părți a casei, cu acest spunând Tatăl nostru, inclusiv intră și pe la animale, ca să le păzească Domnul de toate cele rele. Adică să nu intre. Sau să apere casa de hoți. Și așa credințele. Și de fapt, acum spunem așa, ca la rugăciune începătoare, Hristos a înviat. Fie se cântă, fie că se pronunță. A, deja. Da, pentru deja că se pronunță așa. Parate ceresc de acum deci această rugăciune decade și perioada aceasta până la zilele înălțării, adică sunt niște schimbări deci în trăirea și în slujbele bisericești, chiar și în viața unui creștin. Și la masă, când se așează, se cântă mai Hristos a înviat, se face binecuvântarea. Iar când se ajunge la Crăciun, nu zicem Tatăl nostru, dar cântăm nașterea ta Hristoasă, Dumnezeu nostru. La bobotează troparul bobotezii. Deci, fiecare moment este încrustat și prins asta. Nu înseamnă că rugăciunea Tatăl nostru și pierde valoarea, pentru că ea vine de la Mântuitorul. El ne-a lăsat-o ca un model pentru noi, că Doamne, dar cum să ne rugăm? Uite, și ne-a lăsat acest model. Ea vine de la Mântuitorul, rugăciunea aceasta. Deci nu este ceva ce părintele Ciuntu sau Cutare sau Cutare. Că chiar dacă, bine, că oricare rugă este binevenită la bunul Dumnezeu care vine din suflet. Altceva este că noi trebuie să ținem cont și să meargă concomitent după o rânduială bisericească, pentru că atunci ești și mai puternic lucrativă. Da, și se mai recomandă de asemenea să mergem la morminte. Da, e ziua în care femeile pot merge la morminte iarăși cu lumânări și să cinstească morții. Lucrul acesta e indicat anume astăzi, apropo, se spunea încă de florii de asemenea această recomandare că e bine de făcut. Haideți și aici să îi explicăm de ce contează astăzi să ne ducem la cimitir. Se deschid, după câte țin minte eu, mormintele și morții pot să se întoarcă acasă și acest foc viu pe care îl aduc femeile acasă le arată drumul, da, adică le luminează calea ca să se întoarcă acasă și să revină cu cei de la care au plecat. Mm-hmm. Cam acestea sunt. Este o tradiție totuși frumoasă la unele familii creștine și cred că ar fi bine ca ea să fie tirajată în toate situațiile. Deci focul sau candela aprinsă, lumânarea de la biserică, merg nașii de botez de cununie la fin și le aduc lumina învierii Mântuitorului Hristos. Ca să fie lumină, căldură, dragoste și bună armonie. Și este partea cea bună, pentru că, bineînțeles, cu oricine se bucură mai mult decât ai aduce un cadou material care mâinii pe mâine își pierde. Iar lucrarea aceasta, cum de la o lumânare poți să aprinzi 1.000.000 de lumânări, de la o singură lumânare. Și lucrarea energiei și acest foc sacru care lucrează de la suflet la suflet. Ca și sentimentul dragostei. Încheiem aici emisiunea. Vă mulțumesc enorm pentru participarea dumneavoastră și pentru toate explicațiile în amănunt date, pentru că au fost importante pentru toți telespectatorii noștri. Să aveți sărbători frumoase! Tuturor! Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, pentru că ne revedem abia marți după Paște, vă doresc să aveți o sărbătoare de Paște luminoasă, cu gânduri frumoase și, bineînțeles, cu inima împlinită. Rămâneți alături de public, numai bine!